La 2 zile de la operație, Beyoncé de România era deja mult mai zâmbitoare și mândră de noua ei înfățișare. Iar la vizita medicului care a operat-o, care este și directorul Asociației de Chirurgie Estetică din Turcia, a fost felicitată pentru că arăta mai bine ca Beyoncé. Baby, are you okay? Now have a little pain. Where? There, in the back. There. Looks here. Beautiful up. Achievement, Paris, huh? Look at that. You see the contour here. Se vede conturul acolo. Look at that. It's perfect, buddy. Huh? Mm-hmm. She's beautiful than Beyoncé now, huh? Beyoncé. Look at that. Straight, a little bit straight. Right. Look. Huh? Beautiful, huh? Beautiful. Feel pain? No. It's okay. Look at the perfect body, the contour, you know? The waist and this area, there's a fat grafting here. We take some fat here, liposuction here, and say it's a large prosthesis. It's perfect. Round shape. And have you got up your arms? Pain? Da, da, ușor, dar nu pot cam în două dată. Nu pot, she can do the same hands in the same time. Alright, tomorrow it's going up and 4 days later you can move. 4 zile mai încolo să poți să miști din mâini. We are going to put some ice, you know, ice packages here. Cold, but it's a perfect, really perfect. Look this. Yeah. This is beautiful. Now you are beautiful than the Beyoncé. Yeah? Look at that. Now it's swelling here. It's getting like that, you know. Beautiful. This is the first day. Yeah. Okay, 36 hours later, yeah. You know, everything's perfect, everything's normal, you know. You can eat, you can walk, you can move. Yeah, I was walking a lot. Poți să mănânci, poți să te miști, ceea ce e bine, doar lucrurile astea. Beautiful, buddy. That is you. Okay. Keep and rest. Tomorrow we look again, right? Okay. Beyoncé de România a primit primul set de lenjerie intimă pentru noile mărimi de la Dea, nașa fetiței ei. Diferențele sunt majore. A trecut de la mărimea S la L la pantalon și la sutien de la cel mai mic număr la 85C. Inaugurăm noile țuțici, nu? Și am luat așa. N-am găsit pe roșu, mi-ești martor. De fapt, am găsit ceva, dar nu mi-a plăcut foarte tare. Și, bineînțeles, cu ajutorul băieților, am ales culoarea asta pentru tine. Și vreau să... Cum, așa de mare? Da. Păi, cam așa ești acum, să știi. Vrem să facem o probă, așa, să le punem pe deasupra, să vedem da. Doar cum vine. Uite. Da, la fix. Eu îmi doresc să le port sănătoasă și am avut ocazia să fiu prima care ți-am făcut cadou la țuțici. Păi nu
așa are grijă de tine. Dar stai că nu numai de tine. Ia uite ce mai avem noi aici. Mai avem ceva pentru fată, pentru că mi-a atras așa atenția și e așa de micuță și de frumoasă și am ales niște chestii drăguțe pentru ea. N-a fost mai ales cu mâna. Și uite și pe ăștia. Așa, gata. Așa, scoate-mă la pici. Deci uite ce drăguț sunt. Uite, mamă, ce frumoasă e fustița asta. Îmi place tare, eu m-aș îmbrăcă de cu ea. De uite aici ce ciorăpei frumoși avem cu brăduț. Mulțumim. Mi-am simțit lipsa, cred că ați stat 3 ore, cred că ați stat. Ei, nimic nu puteam să facem de tine. Vrei să stăm aici non-stop, non-stop. Zi mersi și cam am, noi cel puțin ce mersi că am fugit o oră, două de tine. Repede. Ce ai cumpărat? Ia zi, ce ți-ai luat? Zic, nu, nu mi-am luat nimica. Nu, că vreau să văd ce ți-ai luat. Și bineînțeles că n-am mai apucat, a trebuit să le scot să-i arăt că de fapt sunt pentru ea. Știi că ea chiar n-a apucat să-și ia nimica, dar noroc că am găsit pentru fată și pentru tine. Mulțumesc. Și știi cea mai mare fericire, știi când o să o ai? Când o să te duci tu la shopping și o să-ți cumperi tu și o să schimbi, o să vezi cum o schimbi toată garderoba, o să ții alte rochițe, alte sutiene, o să vezi cum o să fie. Te mai cumpăr de nimic? Și eu zic nu. Nici nu o să te mai cumprindă. Să ții gândul de la cămăși, dacă ai avut cămăși sau chestii de genul, o să se schimbe, o să vezi. Nu o să poți să le mai porți. Dar nu-i problemă. Prilej și așa vin sărbătorile. Domnule Guță, pregătește-te. Pregătește-te de Crăciun, că tot ai zis că o bași sub braț. Măcar înnoiește și din cap până în picioare cu o garderobă nouă, așa, ca să fie treabă. Dar nu mă băga dezbrăcată sub braț. Da, acum, să fim sinceri, tu ți-ai pus și un funduleț nou, așa că era cazul și de chiloținul, doar de sutien. Dar știu, dar totuși. Măi, așa de mare sunt. Vezi? Nu realizează. Că e mare, care sunt mare acum. Eram cea mai mică măsură, știi? Acum mi se pare. Puneți fericire pe capul tău când ești la shopping, vorba ta. Păi am zis că mă ajungem acasă, cum mergem direct la shopping. La numai 3 zile de la operație, noua Beyoncé a ieșit la plimbare în fața spitalului. Se simțea deja mult mai bine și nu știa cum să facă să o zbughească din spital să meargă la mall la cumpărături. Iată că am ieșit și la aer, nu? Da, să s-o crezi tu că e prima oară când ies la aer. Știm că am ieșit la aer, dar cum te simți? Nu, se vede foarte bine. Văd că arată foarte bine, se simte foarte bine. Asta e și a treia zi. Vă gândiți, adică chiar... Exact. Este a treia zi la operație și deja ești la plimbare afară, ieși să iei o gură de aer, să... Ce vreau și la shopping. E un pic mai jos shoppingul mall-ului, este exact acolo un pic mai jos. Dar nu am voie. Ia uitați-vă! Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce vrei să-ți mai arăt? Atât, așa... în hainele astea nu chiar atât de sexy, dar vedeți că se vede deja? Schimbarea? Se vede, nu? Să mă întorci cu spatele? Așa. Se vede, a? Se vede, da. Păi pantalonii ăștia am luat special pentru aici, că eu purtam cea mai mică măsură și am zis că cum să le iau așa, strâmte, că nu se intre pe mine. Și am luat cu două măsuri mai mari decât eram eu, de la S la L, și sunt L și tot îmi sunt fix. Deci e de bine. Deci trebuie schimbată toată garderoba. Domnule Guță, așa că ai grijă. Îl iubesc pe iubii și pe mami și pe fată. Și lămăruță, ce să-i zic? Ne vedem la emisiune.